Oamenii se prezintă de multe ori cum eu sunt medic, eu sunt avocat, eu sunt etc. Eu nu fac asta. Eu sunt tot felul de lucruri, dar o fac pe medicul, o fac pe chirurgul. Prefer să ating inimi. Prefer să am un dialog de la om la om și să-mi păstrez umanitatea. Vă dați seama, înconjurând globul ăsta de vreo două ori, s-au adunat multe lucruri. Am fost un curajos în a trăi. Un curaj care este pe cât de riscant, însă pe atât de esențial. Această apă este practic apa vieții. O numesc apa vieții. De ce o numesc? Pentru că este efectiv apa în care s-a născut viața pe Terra. Bine v-am regăsit, dragii mei! Începem o nouă serie de podcasturi și nu se putea să nu începem cu domnul doctor Daniel Iordăchescu, pe care l-ați apreciat foarte mulți dintre voi și mi l-ați cerut, ca să zic așa, din nou, într-un podcast. La materialul trecut pe care l-ați vizionat au rămas foarte multe întrebări la care nu am avut timp să oferim răspunsuri, mai ales domnul doctor să ofere răspunsuri. Iată-ne acum din nou împreună. Bine ai venit, Daniel, din nou! Și să intrăm deja în miezul problemelor. Aș vrea pentru început, dacă ești drăguț și amabil, să ne mai spui o dată. Știu că ai terminat două facultăți, știu că ai mai multe specializări. Să recapitulăm doar acest aspect. O scurtă carte de vizită și după aceea să intrăm în probleme. În problemele pe care le avem cu toții și rezolvări mai ales aflăm. Da, oamenii se prezintă de multe ori cum eu sunt medic, eu sunt avocat, eu sunt etc. Eu nu fac asta. Eu sunt tot felul de lucruri, dar o fac pe medicul, o fac pe chirurgul. Daniel, trebuie să facem niște specificații, să se subînțeleg lucruri, adică să înțeleg lucruri greșite. Tu ești un medic licențiat cu diplome, cu facultăți făcute la greu, ca să spun așa. Da, dar știți cum e... Dar ești foarte modest. Nu știu dacă neapărat. Încerc să fiu smerit, nu modest. În spatele modestiei de multe ori se ascund lucruri ciudate. Și mi-aduc aminte momentul în care, după ce mi s-a părut că pe peretele clinicii pe care o aveam în Cotroceni, n-am să uit, aveam o sală de așteptare și un prim cabinet jos, și apoi era o scară lungă, frumoasă, cu fier forjat, și pe laterala ei era un perete de diplome, astfel încât omul, urcând, vedea impresionanta colecție de diplome ale doctorului Iordăchescu. Într-o bună zi mi-au venit așa niște pitici din ea simpatici și am dat jos toate diplomele și am început să pun desenele copiilor. Ale copiilor mei și apoi ale altor copii care simțeau nevoia, simțeau să-mi facă cadou un desen după pacienților consultație. Pe da, care aveai. Da. Ale acelea sunt diplomele mele. Vai, da. Ce frumos! Da. Și acum, iată, mă ocup mult mai mult de copii. Cumva fervorile eroice de chirurg și de, să zic așa, întemeitor de școală biologică de chirurgie, brevete, de instrumente, de tehnici, mi s-au mai așezat, dedicând cât se poate de mult timp însă copiilor, viitorului nostru, până la urmă, tuturor. Ai trei fete? Am trei fete, da. Să străiască. Să rămână. Sunt minunate, care mai de care mai specială și mai... Și mi-aduc aminte că vorbeam cu cineva ieri care o să sărim din una în alta, asta e, o să vedem ce putem spune, dar cred că... Sunt convinsă că dialogul nostru va fi savuros pentru cine ne-a Da, urmă. Pentru că vezi, Adina, mai mult decât tehnici, lucruri concrete pe care le avem și pe site-ul Biodentist, acum avem și un magazin cu produsele mele brevetate, mai mult decât lucruri unor concrete pe care mintea oamenilor, nu sufletele oamenilor, le cer, prefer să ating inimii. Prefer să am un dialog de la om la om și să-mi păstrez umanitatea, care dacă nu este în prim plan, înaintea profesionistului. În felul ăsta le spun și pacienților, că mă întreabă, de exemplu, dacă pot să le recomand un medic. Eu nu recomand niciodată medici. Nu recomand niciun profesionist.
Însă, bineînțeles, nu pot să dezarmez omul, recomand oameni. Le zic, uitați, cunosc un tip simpatic, un tip deșteptuț, da? Duceți-vă să stați de vorbă cu el, ieșiți la o cafea, îl invitați la o poveste, vedeți dacă din punct de vedere uman rezonați. Iar apoi vedeți dacă și profesional reușiți să faceți ceva important. Sigur, data trecută în interviu am încercat să spunem cât mai multe lucruri. Am o torbă cu care am plecat în drum în această viață, plinuță, plină. Vă dați seama, înconjurând globul ăsta de vreo două ori, s-au adunat multe lucruri. Am fost un curajos în a trăi. Un curaj care este pe cât de riscant, însă pe atât de esențial. Și în profesie ai aceeași atitudine? Da. Da, chiar numai de Don Quixote, așa și de... Da, nu mi-a plăcut niciodată să fiu un follower. Am considerat că, cu toate că am avut maestri minunați și le sunt recunoscător până adâncul sufletului, care mi-au fost exemple atât pozitive cât și negative, că corect. Trebuie să știm să învățăm și așa cum nu, sigur. Da? Și am învățat de la toți, însă, așa cum spun, adevărata disciplină începe atunci când toate celelalte discipline mor. Iar atunci când nu găseam ceva, un instrument, o terapie, o metodă, un fitoterapic sau un medicament, pentru mine medicamentele sunt în primul rând fitoterapici, le inventam. Le inventam și mi-aduc aminte de copil, după perioada cu pietre, că eram fascinat de pietre și aveam buzunarele pline de tot felul de cataroaie și cristalele mi-au rămas în continuare o pasiune, începeam să-i fur din cabinet mamei, stomatolog și ea, instrumentar. Și le luam acasă și începeam să le studiez cum se erau făcute, muchile, partea tăioasă. Și încet, la cum folosesc, la ce folosesc. Și iată, din joaca aceasta am început să le modific. Să le modific, să le adaptez pentru diferite lucruri punctuale, să, în consecință, să dezvolt niște tehnici. Și acolo unde nu găseam, unde nu eram satisfăcut cu ceea ce întâlneam, inventam. Și cred că nu e nimic extraordinar, cred că este o pornire profund umană. Cred că este o evoluție firească a omului care a muncit o viață întreagă și care mereu și-a depășit limitele și n-a stat niciodată în acea rutină de follower, cum ai zis tu. Și până la urmă, cu vârsta, că și asta e important, vrei să faci tu, să fii tu cel care inventează niște alte direcții. Același lucru l-am simțit și eu. Clar, e un traseu alchimic, alchimistului Coelho, nu? E traseu, dacă vreți, și al eroului din toate mitologiile, da? Lui Ulisse, care trebuie să coboare în infern ca pentru a duce pe Persefona la lumină. Da, nu este nimic extraordinar în asta, dimpotrivă, cred că este ceva profund uman. Și dacă cineva care încearcă să mă clasifice într-un fel sau altul, extravagant sau... mă rog, fiecare cum mă percepe și le spun tuturor, sunt exact acest lucru pe care voi îl percepeți. Însă, mai mult decât orice, vreau să cred că sunt și că am rămas uman. Și din ce în ce mai uman. Uitându-mă la tine, nu pot să nu-ți spun ceea ce simt și ceea ce... Nu că aș fi o clarvăzătoare departe de mine treaba asta, nu pot să spun ceea ce simt în moment. Trebuie să spun, adică. Eu cred că tu în 5 ani vei fi foarte vizibil și apreciat de foarte multă lume, tocmai pentru că începi sau eu încep să te cunosc din ce în ce mai bine și dezvolt niște lucruri, nu neapărat că sunt noi, absolut noi și nimeni nu s-a mai gândit la ele, dar sunt foarte valoroase și foarte eficiente. Eu personal am încercat ceea ce mi-ai trimis. Pot să spun că nu am încercat o perioadă foarte lungă, nu aș putea să văd efectele la distanță, dar pe moment am scăpat de un lucru pentru care nu aveam niciun fel de rezolvare și anume gustul amar din gură dimineața. Nu știam de la ce e.
îți dai seama, cu cât simți mai mult gust amar, cu atâta mai ai o gură de apă de gură și tot așa, da. Te mai speli încă o dată de 7 ori pe dinți cu aceleași produse pe care le găsești la magazin, pentru că altele nu ai. Dar începând să utilizez produsele pe care mi le-ai trimis, acel gel... Asta de la Bioprop sau nu? De la aceste geluri noi? Nu știu de la ce, cred că de la astea. N-aveai cum să le folosești de mult timp, că abia au apărut, abia le-am scos. Da, mi-ai trimis niște mostre. Da, mi-ai trimis niște mostre. Am fost gata primele mostre. Da. Primele mostre. Niște chestii mici așa și am început să le folosesc. Și nu, nu mai am amăreala din gură, deși mănânc același lucru, deci nu am schimbat dieta, nu nimic. Mi se pare fantastic. Chiar și această rezolvare. Eu de asta l-am numit, am avut curajul să le numesc holistic, mouthwash, cu un ghilimele. Am pus ghilimelele pentru că e un înțeles peiorativ, dați seama că nu are nicio legătură această soluție, acest fitoterapic prietenos pe care numai când îl pui în gură te îmbrățișează, copiii îl înghită și imediat. Și mi-a indicat să și, da. Deci după ce clătesc cu acea apă de gură, care am terminat-o foarte repede, da. Chiar mai, dacă putem, abia aștept să putem să ne facem comandă de undeva, să ne spui de unde astăzi, putem. Astăzi, iată, cu o oră înainte, s-a lansat magazinul Biodentist. Pe site-ul biodentist.ro este o mică secțiune cu produse, unde am aceste produse originale, alături de alte câteva produse selecționate, însoțitoare ale cum este apa de mare profundă, care este, din punctul meu de vedere, primul integrator pe lumea asta, supliment alimentar, cum îi spun, în Italia spunem integrator. De ce zici apă de mare profundă? Care este? Da, este o poveste foarte lungă și vă sfătuiesc să intrați pe YouTube. Există un documentar despre profesorul René Quinton de la începutul secolului 20, de la 1900, în care acest om minunat a salvat nenumărate vieți într-o perioadă ciudată a începutului perioadei industriale și cu mari probleme și cu un nivel de moarte în copilărie la copii foarte mici datorită nenumărate probleme cu această apă de mare și nimic altceva. De ce această mare? Este o apă de mare specială, sigur nu ne ducem să luăm o găleată de apă de mare. Este un procedeu foarte interesant de extracție din vortexurile profunde care vin de la 3000 de metri. Aia e profundă, da? De aici vine termenul. Iată, această apă este practic apa vieții. O numesc apa vieții, de ce o numesc? Pentru că este efectiv apa în care s-a născut viața pe Terra. Mediul acela propice în care s-a născut viața pe planeta aceasta. Conține, practic, toată formula de minerale ale sângelui, ale lichidului cefalorahidian sau lichid amniotic. Interesant. Vă dați seama, într-o lume și într-un moment istoric în care carența vitaminică este principala problematică nu numai a dinților, dar a metabolismului general, pentru că stau la bazele tuturor proceselor fiziologice mineralele, într-un timp în care pământul este săcătuit de minerale, apa este demineralizată, da? Nu avem aport. Problema și cu dinții nu este zahărul prima problemă principală, da? Și alți factori acidifianți și de fermentare, ci lipsa mineralelor care să întărească un smalț cristalin pe care niciun zahăr până la urmă n-ar putea să-l atace. Deci florul nu este suficient pentru a întări dantura. Problema florului este o problemă foarte perversă, să zic așa, da? Florul, din păcate, ceea ce face în realitate, pe lângă efectele colaterale asupra întregului organism, creează la nivelul dinților niște insule de mineralizare și insule de demineralizare. Perturbă biologia locală. Credeți-mă, nu știți de câte ori, în momentul în care îndepărtez sigilările dentare făcute la copii, cu materiale care conțin întotdeauna flor, găsesc carii de desubt. Găsesc procese carioase, găsesc aceste insule alternate de demineralizare și remineralizare și hipermineralizare
care nu fac decât să grăbească problemele la copii care sunt cariile, mai ales la dentiția deciduală, la dentiția temporară, se accelerează foarte repede. Uh-huh. Da? Din cauza hormonului de creștere, din cauza fiziologiei particulare a copilului și devin abcese, devin dureri importante ale copilașilor. Iată, armurile în contrapartidă cu sigilările fac cumva opusul. În primul rând, sunt materiale complet atoxice, cum spuneam, fără emisii de monomer, fără nimic. Nanotehnologie, nanoparticule de ceramică care refac practic sau creează un al doilea smalț. Un al doilea smalț cristalin, similar cu structura cristalină a smalțului și în felul acesta dintele devine impenetrabil. Da? Pentru că, iată, nu putem să fim insensibili la această aversiune de factori, da? Poluanți, conservanți alimentari, zaharurile astea rafinate, care creează un mediu acid și evident atacă smalțul. Da? Mai există și factori interni pe care trebuie să-i avem în vedere, dar asta referitor doar la cei externi, cum să ne protejăm. Asta e una din axiomele filozofiei mele terapeutice. Dinții se hrănesc din interior și se protejează în exterior. Corect. Da? Simplu. Foarte corect și foarte simplu. Mai simplu atâta nu se poate. Cum îi protejezi din interior? Iată, mineralizându-i cu această apă de mare, cu vitaminele C, D, care sunt vitaminele principale incriminate. O să am și un complex special de vitamine ca produs. Probiotice, din nou, tribiotice. Pentru că o să am un produs care se va numi tribiotic, care va avea prebiotice, probiotice și postbiotice. Wow! Da. E un concept întreg și mă bucur să asist la începuturile sau, cum să spun, la primele lucruri pe care le baza la postamentul acestei creații până la urma ta. Mi-aș dori foarte mult să descriem produsele, să le luăm exact așa cum mi-ai dat mie informațiile, nu știu, să le luăm, uite, cu periuța aceea minunată de dinți. Eu așa ceva n-am întâlnit până la periuța pe care mi-ai trimis-o tu și într-adevăr zici că e o catifea, de fapt, acei peri. Eu nu mi-am putut închipui că dacă nu există forță, nu există o periuță cu niște peri zdraveni cu care să freci, așa, avem vreo eficiență a curățirii, dar există net superioară, fără să lezăm gingia. Eu nu am mai sângerat, mie nu am mai sângerat dantura. Te rog, te las pe tine. Acum eu am povestit un pic din experiența mea pe care am avut-o cu ce mi-ai trimis. Mazochismul balcanic, da? Plecăm în viață cu aceste mesaje subliminale puternice care ne influențează atât mințele, sufletele, cât și corpurile. Și cu care mă străduiesc realmente să le exorcizez și să le... Pentru că nu ne dăm seama de multe ori și nici colegii mei nu își dau seama că toate aceste suferințe, tulburările de erupție, tulburările de respirație, care apoi se somatizează, sunt practic niște adaptări patologice al unui deficit de funcții vitale. Respirația, deglutiția, fonație. Sunt baza ființei noastre. Toate aceste consecințe patologice pe care le tratăm prin metode de multe ori traumatice, adăugăm traumă peste traumă, da? Nu fac decât să ducă oamenii către suferințe exacerbate, de care nu e nevoie. De care nu e nevoie, care pot fi evitate atât de simplu. Înțelegând de unde pleacă tot. Pentru că a nu respira, și spuneam înainte să începem cu câteva minute, a nu respira corect îți transformă întreaga existență. A nu respira înseamnă a nu trăi corect sau nu trăi la potențialul tău. Da? Aceste device-uri pe care le-am creat, încep cu acestea. Da? O să corect. Revin la periuță și la celelalte lucruri. Da? Pentru că mi se par fundamentale. Dincolo după aia de armuri și de chestiunile fizice.
Aceste device-uri fără de care nici eu nu mai pot trăi la ritmul pe care l-am de viață, ne asistă practic în aceste funcții vitale. Da? În primul rând, ne stimulează respirația. Da? Avem acest device, acest echilibrator nazal, le numim echilibratoare, da? Pentru că respirația înseamnă viață. A potența respirația, a reuși să faci, să introducă în plămânii peste 30-45% mai mult oxigen, care se duce imediat la creier, înseamnă efectiv a mări potențialul vital, fizic și intelectual al ființei. Mai ales în ceea ce privește dezvoltarea la copii. Din prima zi a vieții, eu îi văd pe copii cum intră, da, cu ceargănul la ochi, semn clar de neoxigenare cerebrală și care respiră subliminal. Superficial. Umerii, apoi vă dați seama, imediat adaptativ. Îi se aduc în față, începe, da, cocoașa în ghilimele, ca să nu vorbesc cu termenul medical, chakra inimii se închide și așa pornește în viață. Sunt lucruri pe care... Din ce material sunt create? Silicon. Un silicon biologic tăiat laser, uh-huh. Da? Foarte simplu de aplicat, foarte delicat, pe care efectiv... Chiar arată-ne, te rog, Daniel. Nu, niciun fel de problemă. Ăsta e chiar echilibratorul meu. L-am luat în ultima clipă, da? Ca și periuța cu care mă spăl. Deci aici am periuța uzată pe care o să vă explic. Da? E ca un piercing, iată ce simpatic sunt. Iată, și asta e o barieră psihologică. Deci, practic, dilată și ține deschise nările. Da, au această celularitate ca un fagure de albine, care dilată fosele nazale și permit accesul aerului la o altă capacitate. Uh-huh. 30, 40, 50, pe dimensiuni customizate fiecărui pacient și vârstei lui. Deci sunt pe diverse dimensiuni. Absolut, pentru fiecare năsuc. Totul este, și cele orale, da, și cele orale, sunt absolut customizate, da? Se face o scanare intraorală, e un algoritm foarte complicat, da? Un software care le analizează și o inteligență artificială care nu face decât să ne câștige timp nouă creatorilor, pentru că în rest, după aceea analizăm datele și creăm noi fiecare dispozitiv în parte. Da? Însă, spuneam de echilibratorul nazal că face două lucruri fundamentale. Inițial, cel fizic. Simplu, dilatarea foselor nazale. Dar partea a doua este ceva mult mai complex și mai important. Aduce atenția la respirație. Nu poți, când ai jucărica asta în nas, da? să nu fii atent la nas. Da? Și la respirația pe nas, care ți este potențată. Lucrul ăsta ce se întâmplă? Atât din punct de vedere conștient, cât și subconștient. Chestia asta face un miracol, miracol simplu. Da? Pune nasul la treabă. Funcția face organul. Ei bine, făcând organul, punându-l la treabă, dispar toate problematicele în timp cu aceste forțe ciclice, respirația, da? Cu care lucrăm. Dispar polipi, operați a doua, a treia oară și la infinit. Pentru că sunt o consecință. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că aceste lucruri care apar sunt somatizări în imensa majoritate a lor. Da? Dispar polipii, cornetele se strâng, da? Se schimbă anatomia. Incredibil. Deci eu în toată experiența mea de medic plastician am făcut atâtea rinoplastii. Nu era persoană fără cornete, hipertrofie de cornete. Iată. Chiar asta și m-am gândit, băi, dar chiar toți avem. Și am început să mă uit în baza de date, să văd dacă locuiesc în orașul meu. M-am gândit la poluare. Uh-huh. Marea majoritate erau din oraș. La chirurgie estetică mai greu îți vine o persoană care, să zicem, locuiește în rural. Deci eu asocierea asta am făcut-o la momentul respectiv. Dar, într-adevăr, această hipertrofie de cornete este... una dintre patologiile zilelor noastre. Adina, draga mea, eu ți-am spus la început, deci eu vreau să fac acest proiect, da? Să mergem, o să vedem cu cine, cum găsim soluții, da? Să mergem în maternitate, să le dăm tuturor copiilor, bebelușilor echilibratoare nazale. Pentru că vin
cu toții venim, pot să zic, eu mă recunosc bine, cu o puternică traumă transgenerațională de inadecvare. De, îmi scapă cuvântul care mi-a scăpat și una, da? De a nu fi suficient, da? Trebuie să explicăm puțin, Daniel, aici, că să înțeleagă lumea. Deci venim pe lumea asta, nu, unii dintre noi nu suntem, sau mă rog, nu prea am vrut să venim din nou. Sau cum? Explică-mi puțin ca să înțelegem. Nu cam n-am vrut. Această... Poate să nu, nu am fost vruți. Da? Bun, câte situații sunt în care părinții își pun problema, îl ținem, nu ținem. Da. Copilul simte asta invariabil. Dar nu vorbesc numai de trauma receptată de copil în pântece, ci poate de lucruri mult mai vechi pe linie filogenetică, din generații, da? Trauma de inadecvare. Nu sunt suficient de bun. Nu merit suficient să fiu aici. Chestia asta se somatizează, se transpune absolut imediat în corp. De la prima zi de viață. Și ce se întâmplă? Nu respiri. Respir subliminal, la relanti. Chestia asta invariabil vine cu ce spuneam. Capul vine în față, să apuce viața, dinții care mușcă existența, da? Organele cu care mușcăm existența, gura vine în față, umerii se apleacă, chakra inimii se închide și umblăm prin viață așa ca niște moșuleți tineri, da? Cu respect, cu crize de panică, de inadecvare, și la potențialul, la minim. 10% minim de potențialul nostru uman. Da. Despre asta vorbesc, Adina. Dincolo de orice altceva. Orice altă educație. Orice altceva. Îmi intră pentru pacienții, copii, sigur au auzit ce fac. Chiar dacă eu nu m-am expus mult timp, 25 de ani am cristalizat, în atanorul acela meu alchimic am creat această filozofie și acest mod de a trata oamenii. Nefiind ceva, atenție, original doar prin curajul de a readuce lucruri universal valabile. Lucruri este simple de bun și atât. Adică nu este atât, este imens. Este imens. Crede-mă. În realitate este imens. Ca pentru să nu mai... că din această profesie care ne îngrădește, trebuie să recunoaștem. Că noi n-am realizat, adică nu toți colegii noștri realizează lucrul ăsta, că ei sunt practic niște vânzători de medicamente. Asta eu așa am ieșit din spital, tu știi foarte bine. Eu am lăsat spitalul și facultatea dându-mi viața aproape, da? Da, cu spas coronarian, da, în timp ce operam. Deci chiar am dat totul, am vrut, da, să-i demonstrez mamei mele, să nu știu ce... Asta e, care mă vrea de trei ori doctor, da? La ești 34... Nu, numai, crede-mă, îmi place să fiu mai mult, mai puțin doctor și mai mult vindecător. Om. Vindecător. Vindecător și om. Pentru că, crede-mă, nu sunt o persoană foarte confortabilă, da? Și nici nu propun să fiu nici simpatic, nici confortabil pe lumea asta, ci să fiu de folos. Uh-huh. Și asta nu comportă neapărat... cu siguranță nu comportă să fii comercial. Corect. Nu comportă să fii un follower, nu comportă să faci reclame și să fii vândut pentru o periuță electrică sau pentru cine știe ce alte device-uri. Chiar e o anecdotă simpatică a unui fost student al meu, salut pe Radu, da? Pe care îl văd la un moment dat la televizor, da? Făcând reclamă la o celebră firmă, da? Care tot timpul are reclame cu medici, da, vai ce frumos, iată, asta e soluția, asta e nu ce, asta o face bine, testată de medicul stomatolog, recomandată și ok. Și pun-o pe telefon și îl sun pe Radu. Ce faci, mă, deșteptule? Ce zic, domn doctor, ce fac, ce am făcut? Păi cum ai făcut reclamă la chestia aia? Domn doctor, haideți, între timp nu știți că eu m-am lăsat de stomatologie și îmi pare rău de el, că era chiar un băiat deștept și chiar printre alții, da, 8 generații le-am văzut terminând și era printre cei puțini care chiar promiteau. Nu m-am lăsat, am făcut MBA-ul, mă ocup de afaceri, m-am dat 1.000 de euro și iată,
afaceri. De ce să nu? Îi mă rog, e un început. În buzunar, că stăteau bine în buzunarul meu. E foarte trist și credeți-mă, de 20 de ani, ca să fac saltul, susțin aceste periuțe elvețiene, da? De care vorbeai înainte și care, într-adevăr, este un patent din 1957. Atenție! Mamă. Este un vintage. Nu pot să cred. Este, da. Dar este o minune de ergonomie, de eleganță, iar apoi de aceste fire deosebite, da? Care nu numai că sunt multe, dar sunt făcute într-un material cu totul special, care nu se încarcă de apă, de bacterii, și care în plus sunt și rotunjite la ideea mea năstrușnică de până în 2000, început de an 2000, uh-huh. Când ei pătreau, pentru că dau la noi în țară, și care, deci iată, 20 de ani de când particip și urmăresc și le... Ai participat activ la construcția acestor... Ideea de rotunjire a firului este a mea. Și da? am mai participat la anumite idei transformatoare. Acesta periuță pe care o mână are și fire din carbon. Se găsește pe Biodentist. Spune-ne firma. Se poate? Da? Nu o să vă spun. De ce nu o să vă spun firma? Pentru că nu am luat în 20 de ani niciun euro de la ei și nu o să le fac endorsement. Ok. Nu am înțeles. Ni. Iată, sper să fie un exemplu, da? Deci, îi susțin în 20 de ani plus, vă dați seama câte milioane le-am băgat, da? Familii întregi. Atunci, Daniel, vei avea din nou muncă de răspuns în privat, că oamenii o să întrebe și va trebui să găsim răspuns. Răspunsul cel mai simplu acum, pentru că după atâția ani am cedat unor pacienți, până la urmă, când place să lucrez, colaboratorii mei îmi sunt pacienți înainte de toate. Și astăzi, cum spuneam, s-a lansat micul magazin, da, pe site-ul biodentist.ro, de produse de suflet. Și avem și aceste piețe. Și avem și aceste jucării, perfect. Da, le găsiți acolo, gata, în super. Multe forme, da, cum spuneam aici, fibre de carbon, aceste fire speciale, faptul că sunt rotunjite la ideea mea de atunci. Da? 20 de ani de susținere în care n-am luat un euro de la ei. Da? Cosmin, care de la începutul colaborării noastre poate să confirme, nu am făcut-o și nu o să o fac niciodată, chiar dacă m-au propus acest contract de endorsement. Dar de ce să mă vând când pot să creez? Da? Mm-hmm. Pot să-i susțin în continuare? Da? Și aduce un beneficiu fantastic pentru noi toți, da. Pentru că una dintre întrebările extraordinar de mult adresate către noi la materialul filmat pe care l-am avut podcastul anterior a fost asta: ce periuță să alegem? Da. Nu știu ce periuță să alegem, pentru că și cea mai soft periuță de la magazinul mare, da. Tot e prea tare. Nu. Vorbim de diferență imensă, dintre câteva sute de peri la mii de peri, multe mii de peri. Multe mii de peri moi, care pur și simplu îmbracă fiecare denivelarea. Nu numai moi, dar iată, cu carbon activ, da, care oferă o curățire profundă și un efect de albire, dacă vor cei sensibili la astfel de chestii, fără nicio altă pastă sau altă alt chimical, da? Doar din periajul simplu, da? Încă e udă, că m-am spălat cu ea înainte să vin, da? Practice what you preach. Nu mă voi permite niciodată în viața asta să dau ceva oamenilor pe care eu personal nu-l folosesc sau nu l-am creat și nu-l simt. Atenție, n-au niciun cost adițional, sunt exact la prețul dat de nici aici, nu o să iau niciun leu în plus, da? Și vreau să, nu știu, să fie un pic de awareness pentru toți oamenii care ne urmăresc astăzi, în alegerea poate a profesioniștilor. Nu vreau să fiu rătăcios, departe de mine. Dimpotrivă, dacă aș putea să, și pentru ei să fie un mesaj de awareness, da? Să nu se vândă, să creeze, să fie original, să-și pună întrebări. Da? Foarte important. Foarte important. Să-ți pui întrebări, pentru să că încerci să înțelegi. Dacă te vinzi, ce poți să fii? Ce credibilitate de profesionist cu adevărat poți să ai? Sincer, poți să fii vedetă pe TikTok sau pe alte canale, dar eu nu știu, mă întreb uneori când mai au timp să și lucrez.
Dar nu vreau să, cum ziceam, nu vreau să intru în niciun fel de polemică, dar e important să ne alegem profesionistul. În primul rând ca om, iar apoi, iată, să avem aceste filtre. Am făcut un video pe care ți l-am trimis și ție. Adevărul e că nu se spune adevărul. Da. Și nu era un despre, ai văzut, despre teoria conspirației? Da, sau... da. Din potrivă, nu vreau să intru foarte mult în acea zonă, ci despre ignoranță. De multe ori, adevărul nu se spune pentru că nu se știe, pentru că nimeni nu are curiozitatea să-l caute. Spuneam că nu recomand specialiști. La fel, persoane care îmi vin cu recomandări, de multe ori le privesc cu circumspecție. Da? Pentru că n-am făcut ei efortul de a citi, de a profunda, de a vedea dacă este cu adevărat omul și profesionistul de care am eu nevoie, eu personal. Ai putea să primești o recomandare după care să faci acest efort. Bravo, da? Iată. Și abia după aceea să... Dar cât o fac? Faci demersul. Cât o fac? Sună un prieten, este simplu. Dragilor, nu este suficient. Nu suna un prieten, încearcă tu să-ți găsești calea și drumul, este extrapolat la viață, da? Ia-ți responsabilitatea existenței, pentru că viața este despre a fi și de a fi responsabil. Altfel, o trăiești la suprafața ei, da? La suprafața, la crusta ei. Nu ajungi să o aprofundezi. Și e păcat. E o minune această existență, da? E păcat ca, precum respirația, să o trăim la relanti, subliminal. La 10% din potențialul nostru. Minim. Minimorum. Da. Nu te bucuri de nimic. Haideți să trecem, deci asta a fost Periuța. Haideți să povestești puțin despre apa de gură. Da. Periuță, atenție, pe grupă de vârstă, copii, da? Acelea minunate pentru parodontopați, da? Pe care le alternez. O să încerc să fac cât se poate articole, conținut, pentru ca oamenii, iată, foarte important, pentru că îmi spuneai că ai senzația că o să fiu asaltat după treaba asta. O să fac tot ce pot să creez cât mai mult conținut, cum am deja am început, canalul de YouTube, toate celelalte, în care m-am pus efectiv eu. Ai văzut, cred că nu există un alt stomatolog care până acum, toți fă pe modele, pe chestii, dar m-am pus efectiv să mă spăl cum mă spăl în fiecare zi, explicând în timp ce mă spălam. Vă dați seama, a ieșit o chestie destul de haioasă, mulți au zâmbit, dar foarte eficientă, da? Au văzut ce înseamnă un spălat pe dinți, cu scâmbatul, mâinile, le găsiți pe toate. Deci o să crezi cât se poate de mult conținut pe care oamenii să-l acceseze gratuit, să nu mai trebuiască, ni să ajungă de multe ori la mine, da? Pentru a mă multiplica. Da, pentru că tu în cabinet poți să tratezi într-o oră un pacient versus dacă faci un astfel de clip și îl pui pe YouTube, sunt mii, dacă nu chiar zeci de mii, care învață în același timp. Deci fructifici această experiență acumulată în datoria ta de medic, până la urmă, de a o împărtăși. De a o transmite, de a o împărtăși. M-asum și promit în fața voastră tuturor că voi face, voi aloca, pentru că vă dați seama, e timp de viață. Timp pe care trebuie să-l scot de undeva. Trebuie să-l iau de la familie, trebuie să-l iau de la pacienți. Dar e un sacrificiu important, pentru că, așa cum spuneai, într-o oră pot să lucrez cu o persoană. Pe când altfel poate aș putea să lucrez cu mii, zeci de mii de oameni. Pe care oricum nu am, sunt unul, nu am cum fizic, îmi caut discipul, îmi doresc să am colaboratori. Dar iată, nu există această sensibilitate, pentru că om, pe om nu poți să le duci. Sub un lider, deci eu așa te percep ca o persoană cu acest tip de structură, de lider, nu prea poate crește, sau mă rog, cel puțin în medicină e foarte dificil să mă exprim mai simplu. Da. E dificil să găsești colaboratori. Acumulează o experiență după care se desprinde de tine și își creează propria identitate. Asta este meseria, e meserie de liber profesionist, da? Și așa, în acest mod, am trecut și eu prin toate fazele astea și am ajuns la concluzia că asta este ceea ce simt că vreau să fac de aici încolo, și anume să împărtășesc aceste adevăruri care nu se spun și să găsesc oameni pe același, să zic, palier de gândire și de, mă rog, de experiență și să transmitem lucrurile astea împreună. Să avem o forță și suntem mulți, suntem din ce în ce mai mulți și mă bucur foarte mult că medicii care gândesc ca noi încep să aibă curajul și să exprime public.
Noi nu avem voie să, mă rog, n-am avea voie conform unor coduri sau da, articole nu. De coduri. Dacă, cum spuneam, curaj, dacă n-aveam acest curaj, nu se întâmpla absolut nimic și rămâneam la fel încadrat și probabil că acum făceam reclamă la vreo periuță electrică. E o datorie când atunci când primești niște daruri, când ți le, chiar dacă te-ai dus să le cauți și le ai, este o datorie morală să le transmiți printr-un mod sau altul. Și iată, armele acestea ale internetului, ale tehnologiei ne oferă această posibilitate, mai ales după să zic așa, evenimentele sanitare prin care am trecut cu toții și care ne-au dus mari suferințe, dar ne-au dus și un imens bine. Ne-au dus timp de gândire, ne-au dus atenție la propriile vieți, ne-au dus, am fost forțați să ne adaptăm, să ne punem minte la contribuție. Exact. Și, da? Și crede, Madina, mă uit în ultimii ani cum acest segment biologic, și cred că ai dreptate, că în 5 ani o să fiu asaltat, deja sunt, am sute mii de pacienți în lista de așteptare și nu știu cum o să ajung la toți, segmentul biologic crește cu 350-380% pe an. Și asta nu înseamnă că nu au apărut oportuniști și în această zonă, da, în ultimii ani, care au făcut din segmentul biologic și din această cale de viață, care este biologia, ceea ce e logic pentru viață, ceea ce susține viața, în accepțiunea mea, biologic, da? Au făcut un instrument de marketing. Și, iată, eu m-am obișnuit cu faptul că din totdeauna am fost copiat. Chiar și plagiat. Trebuie să existe o mândrie a acestui lucru. Nu am o problemă, atenție. Da. Deci nu sunt supărat. Și nici pe o departe. Și trebuie mereu să fii în mișcare, pentru că mereu vei fi copiat. Altfel... Da, Dina, dar știi ce se întâmplă? Regretul meu care este? Că, pe lângă faptul că furtul e un păcat de moarte, nici măcar nu e productiv. Mă înțelegi? Pentru că, așa cum ziceai și tu, nu poți, un om care nu simte lucrul ăla, nu l-a creat, nu, e măduva oaselui, în celulele lui, în ADN-ul lui, nu poate, n-ar avea niciodată forța de a transmite. Nu va fi credibil. Va deschide zeci de clinici, rețele, nu știu ce, dar totul va fi foarte subțire și comercial. Ca să nu mai zic că de multe ori, poate sub egida biologicului, nu e nimic biologic acolo, da? Și nu vreau să intru în exemplu, da? Laserul, lucruri de genul ăsta, îmi cer scuze, dar m-am mâncat un pic limba. Da. Nu au nicio legătură cu biologia sau tratamentele ortodontice, clasice, endodonția, nu are nimic legat. De ce unele clinici se numesc luxuri dental, nu știu ce? La ce duce acest luxuri? De ce au ales... Mă rog, care este opinia ta, că nu ești tu patronul acestor clinici? Serios? Dar... Mă întreb chestia asta? De unde până unde luxuria asta? Că nu l-am înțeles în... Pe mine mă încep cu mintea la faptul că îți clipește dantura, altfel nu. Și la dinții de faianță. Da, da. Am scris o poezie despre dinții de faianță, nu-mi permit să o... Hai să stăm în zona luminoasă. Da, ok. Da? Ziceam că nu am o problemă să fiu copiat, din potrivă, chiar sunt flatat, într-adevăr, că lucrurile astea, iată și la colegi, au prind și au aceste tendințe de a veni în zona aceasta. Dar mi-ar plăcea să o facă elegant. Mi-ar plăcea să o facă citind o sursă. Sau și mai bine atâta, venind la mine să mă tragă de mânecă, doctore, hai să vedem cum facem. Totdeauna am fost deschis. Hai să mă formez, hai să faci un curs de formare. Și apoi, iată, să zici, pentru că deja sunt metode consacrate, oamenii le cer pe internet. Da? Lista mea de așteptare se mărește și nu pot fizic, uman, să-i fac față. Și ți-ai dori să... Și mi-aș dori. Depinde și alții. Îmi doresc din tot sufletul. Credeți-mă, toți cei care îmi scrieți mesaje, toate... N-am nicio rea voință. Mi-aș dori să mă ocup de fiecare de voi în parte. Nu pot. De asta o să creez cât mai mult material ca să vă ajute deja, fără să gratis și fără să mai atrească să veniți la mine. Dar revenind la colegii mei, dragilor, în loc să veniți, facem o formare, o să-mi iau timp să fac formări.
Și apoi să ziceți, da, domnule, folosesc metoda doctorului Rădăchescu. Vă dați seama ce beneficii are. Sunt oameni gata să plătească. Da, deci este contraproductiv să plagiați, da? Să compilați, să nu faceți o chestie serioasă de bun simț, în care să ne venim unii alții cu idei și să creăm ceva poate mult mai special decât ceea ce deja am creat. Nu-mi place să fiu singur, să nu credeți că, chiar dacă sunt un, ca și caracter, un lup singurate, dar mi-e drag de oameni, fac această meserie dintr-o imensă dragoste de oameni și m-aș bucura enorm să am și profesioniști aliați în această, în acest demers, în această filozofie. Vei avea mai mult ca sigur. Eu sunt convinsă. Sper. Sunt oameni minunați. Eu personal am întâlnit și în această specialitate cel puțin o doamnă doctor senzațională. Hai să trecem la următorul. Deci nu mi-ai spus de apa de gură, Daniel. Apa de gură. Produsele noi, după biopropul care, iată, am fost surprinși că s-a epuizat lotul în timpul verii. Este foarte bun. Nu ne așteptam într-o perioadă în care integratoare, în care oamenii își văd de concedii, este da? Foarte bun. E așa ceva, care, n-am mai... 20 de ani am tot pritocit la el. Da? De asemenea, îl folosesc în practica mea curentă, da? Numai în cabinet, pentru că n-am vrut să pun niciodată conservant în el, chiar dacă am avut pacienți care se grăbeau să-l îmbutelieze, n-am acceptat, chiar radiestezici care au măsurat și care... Sunt acele mici flaconele. Mici flaconele, da? Așa, niște șoturi. Deci da. E tratamentul, cum să spun, minunat, nu-mi vine să zic de lecție, da? Na. Adică este tratamentul cel mai blând, 100% natural. Ce conține mai? Să mai amintim puțin. Conține măcar câteva lucruri importante. Conține, în primul rând, trei tipuri de propolis. Că de asta îi spune și BioPro. De fapt, toată linia are și propolis. Așa cum are și boswellia, care nu este, da, tămâia. Da, da, da. Care a fost, iată, conservantă. Ce bucurie am putut să am când am găsit conservantul natural. Tinctura de boswellia, tămâia, care îmi stabilizează produsele peste 2 ani de zile. Deci nu au niciun strop de conservant chimic. De conservant. Deci sunt 100% natural până la ultima picătură. Propolis de 3 tipuri, da, îl aducem din Brazilia, dar ne bazăm în primul rând pe cel brun românesc, este un produs românesc și toate sunt made in Romania, da, înainte de orice. Sper să ajungă în concurență cu Italiu, de unde vin. Și o să fiu un promotor a acestui made in Romania. Propolis de aceste trei tipuri care au ingrediente active, compuși activ de 100 de ori mai puternice decât cel normal. Apoi salvie, afin, prebiotice, o sare uitată de vrem, de pe timpul lui Galen, da? Sarea nigari, da? Care este un cicatrizant extraordinar, pe care l-am și în apa de gură, care are o cu tot o altă formulă, da? Și în felul ăsta, iată, apa de gură cicatrizează o plagă. Noi știm în chirurgie 10 zile până scoate în fire. Eu la 2 zile scot firele. La 2 zile scot firele. Da, după intervenții, după reconstrucții, da? La 2 zile. Pentru că ți-am spus că... Astăzi ai aflat că sunt și chirurg plastician. Da, astăzi am aflat că ai făcut și... Da, nu l-ai făcut în... M-a fascinat fața, mă. Nu l-ai făcut în România cursurile astea, l-ai făcut... Nu, eu am început în spitalul militar, rezidențiatul de chirurgie, după care am evadat, efectiv, pentru că în spitalul militar erau 80% patologie canceroase din toată țara. Lucruri teribile pe care le-am văzut, da? Și mă simțeam ca un măcelar alături de distinșii mei colegi. Chiar țin minte că un pacient la un moment dat mi-a dus în cadou plocon o toporișcă. Foarte frumoasă, în lemn frumos, lustruită. Dar destul de sugestivă. Pe mine m-a lovit în inimă chestia asta, evident, destul de sugestivă. Vă dați seama, după cancer, o rezecție de maxilar, am căutat în disperare, întâi în America, apoi în Franța, am prins o bursă guvernamentală românească, am dat examen pentru ea, și am plecat în Franța pentru a reconstrui o chirurgia reconstructivă care lipsea în mod
de săvârșit. La buco maxilofacială, da. Da. Îi lăsam mutilat. Ok, le salvam viețile, dar ce vieți erau alea în care îi curgea saliva din gură și nu mai putea să se alimenteze cum trebuie cu obturatoare? Și iar n-am suportat, trebuie să găsească o soluție și m-am dus pentru un profesor extraordinar în Franța, în Nancy și apoi în Strasbourg și practic am făcut acolo chirurgie maxilofacială și plastică. Da? Era în aceeași secție, că am vrut, că n-am vrut, pe diploma mea, diplom de studii profunde în chirurgie maxilofaciale plastic, scrie pe lucrul acesta. Da? Deci, fără să vreau, am fost și chirurg plastic, chiar dacă pentru mine fața a fost fascinația, da. Organul identității, cum zicea profesorul De Voșel, pe care cel care a făcut primul transplant de față, da. Este profesorul Bernard De Voșel, în care am avut șansa să, iată, m-am nimerit acolo, n-am nicio altă contribuție. El este de premiu Nobel absolut, nu l-a primit, bineînțeles că în ultimii 50 de ani au primit tot felul de chimicale premiu Nobel, nu? Nu astfel de monștri sacri ai chirurgiei. Asta nu mai spunem anul acesta, cine a primit. Nu spunem nimica, da? Suntem, da? Cu minții. Da. Acest om, pe care n-am să-l uit niciodată, cu ochii lui înfundați în orbite de muncă și de gânduri și de inovație, peste 15 ani și-a visat acest lucru, da? Primul transplant de față. Iar eu m-am nimerit acolo. Și mi se zbârlește tot părul corporal, că mi-aduc aminte că după intervenția aceasta epocală în 2005, Comisia de Bioetică a Franței, care e una dintre cele mai puternice comisii europene, ne-a arestat, efectiv. Deci ne-a băgat într-un amfiteatru, s-au închis ușile cu cheie, ne-au percheziționat de telefoane, nu știu ce, și am început un interogatoriu ca la CIA, da? Ca la FBI. Da? De ce așa, ce a făcut, cum a făcut, partea etică, psihologică, tot felul de chestiuțe, să nu le zic altfel. Și în final l-au ridicat pe monstru sacru, da? Cu întrebarea, domnule profesor, ce înseamnă transplant de față? Ce e chestia asta, transplant de față? Fața este un organ vital? La care Bernard se ridică și își potrivește ochelarii de John Lennon, așa rotunzi, pe deasupra ochilor înfundați în orbite și zice, da, fața este un organ vital. Este organul identității. Și este vital. Și este vital. Deci atât, am făcut și... Și cum a rămas cu... Cum a rămas? A rămas foarte bine. Acum se fac o groază transplante de față. Deci nu mai zic că l-au arestat. Ne-au arestat în sensul că ne-au băgat la interviu, pur și simplu. Nu, în sensul ăla, nu. Evident, a fost elogiat până, cel puțin în lumea chirurgicală, maxilofacială, a fost mai mult decât recunoscut. Acum se fac multe transplante de față, în defecte, vă dați seama, în care nu pot fi lambouri libere, nu putem să, da, n-ai cum, să rezolvăm sigur, aceste sigur, probleme. Cele mai multe le fac chinezii în ziua de azi. Nu știu, făceam gluma cu un coleg, la un moment dat, ce vor să-și pune față de european? Da, da, da. Nu vreau din nou să... Da, și iată, cum spuneam, fervorile mele chirurgicale au fost importante. M-am dus în Franța pentru chirurgia atât a acestor defecte importante, cât și a malformațiilor congenitale. Uh-huh. Copiii cu bot de iepure, cu gură de lup, buză de lup, și acest profesor avea niște tehnici fabuloase, da? De cu grefă liberă tibială, da? Luam grefa de periost tibial, da? Și o puneam splituită, transplant în palat. Uh-huh. Eventual și splituită în NY, ca să închidă dubla deschidere palatină. Și această membrană, acest periost minunat, care este din punctul meu de vedere secretul chirurgiei, da? Este reconstructive. Cursul meu din Italia este management tisular, este baza lui, este pe acest subiect al periostului, a managementul periostului, cu care eu fac, eu folosesc materiale sintetice aproape. Totul este, cum spunea și el, la client, da? Materialul clientului. Dacă știi să manipulezi periostul, să desfaci oasele în atrofii, da? Să faci split, să ridici sinusurile, totul este acolo. Și rezultatele mele chirurgicale, din nimic creez totul. Da? Și ca să nu mai vorbesc de transplant, de molar de minte,
Asta e o chestie. Da, aia e o chestie haioasă. E o premieră, da, chiar, da, pozitiv mondială. Suntem în momentul de față trei în lume care au încercat acest lucru. Efectiv, când pacientul se pretează, iau mugurile molarului de minte și în loc să-l scot, pentru că el e parazitul gurii, cum am mai vorbit în data trecută, da? Pe linie filogenetică va dispărea complet și este unul din factorii perturbatori importanți în toate dezechilibrele dentomaxilare care duc la probleme ortodontice și greu de corectat. Deci foloseam acest mugure de molar de minte și îl transplantam în poziția unui alt molar și îl transplantez. Am, cred că peste 10 cazuri. Da? E o tehnică foarte complexă, nu e chiar atât de simplu să le. Mugurile dentar cu membrana lui și crește și îi cresc rădăcinile. Și devine un dinte normal, un, da? Dinte, de exemplu, când pierzi, că de multe ori datorită, nu, iată, un dinte. Molar, da, trebuie să fie într-o poziție unui molar, da? Să ne exprimăm așa, să ne înțeleagă lumea. De exemplu, primul molar de 6 ani, care se pierde cel mai des din cauza lipsei de prevenție, da, despre care imediat după aceea mă apuc să vorbesc, da, da, în momentul în care dintele a fost contaminat și din cauza structurii lui anatomice nu poate fi niciodată sterilizat, aviz amatorilor de endodonție, da? Vorba aceea, de când e medicina, de mii de ani, medicii știau lucrul ăsta. Acum ne-am deșteptat brusc de vreo 200 de ani, nici măcar, sunt 150 aproximativ de la prima încercare tratament endodontic. Un dinte contaminat este un dinte pierdut. Contaminat cu? Cu bacterii, evident. Când, în momentul în care pulpa, e gangrenă. Cu gangrenă, ca și gangrena piciorului, tăiem piciorul ca să salvăm pacientul. Sau, mă rog, segmentar, și cu necroză acolo, da? Dar la mai mult decât la picior, la care avem mai multe soluții, fiind o structură închisă, ermetică, de acolo nu mai scoți bacteriile. Pentru că ceea ce, nu știu, e pentru mine inimaginabil cum în facultatea de medicină nu se studiază în la stomatologie structura dintelui. Cum avem doar acele structuri de reclamă la pastă de dinți, da? Secțiunea prin dinte cu niște artere, cu niște... Nici pe, da, este mult prea minimalist. Dintele are un drenaj limfatic. Pentru un stomatolog, adică pentru un medic stomatolog, e mult prea puțin. Nu știe stomatologul structura dintelui. Cum să își imagineze să facă altfel lucrurile? Da? Un dinte are până la kilometri de canaliculă dentină. Kilometri. Și o să arătăm poza cu aceste kilome, cu această structură ca... Poroasă. Da, cam cum sunt travele osoase. Travele. Dar așa sunt canalicule dentinare, prin care circulă limfa, se apără. Dacă ei luat acest sistem de apărare, în locul acestor, chiar optura cu atât mai mult, dacă îl închizi dintele, bacteriile anaerobe fac petrecere acolo. Devine o colonie bacteriană anaerobă cu toxicitate continuă. Da? Pentru că prin canalicul se transmite direct în os și apoi în sânge. Produsurile de metabolism celular bacterian. Toxine. Și... Pare foarte logic ce spui. Păi este logic. Este logic, adică, da. Adică eu sunt medic, dar nu sunt stomatolog, dar mi se pare că ai perfectă dreptate în toate lucrurile astea. Și atunci, care este sfatul tău pentru colegi? Deci, nu... Cum să facem să nu se... Să nu se infecteze dintele. Deci, să nu în primul rând, să nu ajungem acolo. Deci eu de asta mi-am lăsat fervorile chirurgicale, cum ziceam, cu toate aceste minuni, cu transplantul de molari, cu implanturi reptegoidiene, implantologie biologică, cu implanturi customizate, am primele implanturi pterigoidiene, în aripi pterigoidiene, paranazale, transinuzale, reconstruiesc în situații inimaginabile, fără să fie nevoie de mutilări. Da. Masive. La fel și cu dinții. Mi-am luat timp pentru a face prevenție înainte de orice. Ai zis că vorbim de prevenție. Oameni, sunt medic, așa, chirurg, cu ce am făcut, care reînvață oamenii să spale pe dinți. Da? Și toate aceste metode le aveți pe site, în articolele mele. Am făcut și un e-book, da? Care va fi pe site. Da? Metode pe lângă acele clipuri pe care le-am făcut spălându-mă eu pe dinți. Masajul, am făcut și clip cu masajul. Nu știu dacă, masajul digital, gratis. Cu instrumentul pe care îl avem tot timpul la noi. Deci tu. Da? Și nu ne costă nimic. Și nu ne da, știi că și am probleme cel mai serioase. Este cea mai eficientă, cel mai simplu, un minut pe zi pentru tot restul vieții. Ca să-ți crești tonicitatea
Circulația oxigenară, circulația, da. Este atât de simplu. Crezi că-l fac? Nu-l fac. Că e prea simplu, că e prea ieftin, că e gratis. Și știi ce am făcut? Și jur, de jur, de față cu toată lumea, că de la anul pun în practică, pentru că ameninț oameni de ani de zile. Le iau taxă pe deget. Le iau taxă zilnică pe deget. Vreau un euro. Mi-a spus un pacient că nu, că nu e suficient, că nu e suficient de motivat. Că să fie 10 euro. Deci le tai factură și chitanță, tratament fizical, paro, da? Taxă pe propriul deget. Nu știu cum să-i motivez altfel. Nu știu cum să-i motivez altfel. Mm. Tot felul de idei trăznite, iată, măcar să mișc oameni și îi mișc, Adina, îi mișc. Încet, încet, să știi că se simte această intenție a ta, a mea și a altor colegi de-ai noștri de a face prevenție, în afară de masajul și de a folosi, să zicem, produse naturiste bio din gama asta, eu așa ceva n-am mai întâlnit, mi se pare că sunt unice. Păi sunt unice, nu că... Sunt unice, adică nici măcar un... Am făcut studii de piață, n-am găsit, în tot ce am căutat pe plan mondial, nu există această idee. Deci este o idee 100% nouă și inovatoare, nu vreau să mă umflu în pene, dar realmente despre asta vorbim. Spunem adevărul. Deci, spunem adevărul, fără falsă modestie, deci sunt niște produse, ca integratoare, să se gândească cineva să facă un gel de dinți, că nu știu cum să-i mai spun, că nu vreau să-i spun și pastă. Și folosim foarte puțin, nicio... pentru că... Dincolo de asta, da? Care să fie integrator, să fie olist, toate produsele mele se înghit. Atenție! Pentru că eu sunt un medic olistic, eu nu tratez guri, nu sunt medic de guri, da? Tratez ființa în ansamblul ei, la fel și produsele pe care le-am creat au efectul topic, după care au efectul general. Așa se explică efectul acesta asupra faptului că eu dimineața nu, deci mă spăl dimineața, mă spăl seara, mă spăl dimineața, dar eu dimineața absolut în fiecare dimineață a vieții mele mă trezeam, cel puțin în ultimii 20 de ani, cu gura amară. Acum nu. Aleluia. Sper să observ multe alte lucruri care se vor întâmpla. Știi cum e? Ca și cu echilibratoarele, produsele trebuie folosite. Dacă nu le folosești, nu vezi efecte. Exact. Da? La fel și echilibrator. Dacă nu-l folosești zilnic, și o să vorbesc poate mai larg de el, nu ai cum să vezi și efecte, trebuie să și vrei, pentru că, așa cum spuneam, oamenii au o reticență la nou, trebuie să ai într-adevăr o motivație puternică și, nu știu, aici mă gândesc la părinți mai ales. Dacă părinții care au trecut prin aceste lucruri, da, pe care eu le-am văzut în toate formele lor, care mai de care mai teribile, da? Le-am menționat câteva, dar ei l-au trăit pe propria piele. Nu se gândesc măcar copiilor să nu mai... Sunt foarte mulți care ne gândim așa. Eu, de exemplu, mi-amintesc că părinții mei în jur de 55-60 de ani au rămas fără dinți. Da. Mă apropii de această vârstă și am această frică. Da. Și pe mine asta m-a motivat să caut, să văd de ce, unde a făcut ei greșit. Ei acum n-au cum să mai îmi spună, n-au ei cum să caute. Dar eu, fiind în această profesie, încerc să găsesc și odată cu mine... Căutând împreună, informez la rândul meu ceea ce am găsit și pe toți cei care mă urmăresc. Mi se pare că e win-win situation și cu toată deschiderea și cu toată onestitatea sunt aici să promovez aceste produse împreună cu tine și să spun că ai făcut o treabă minunată, absolut minunată, cel puțin atât pe această perioadă de două luni, ceva de două luni de când le tot testez, mă refer la cele de igienă orală. Da. Și e păcat să nu beneficiem cu toții de lucrurile astea. Nu avem niciun motiv să ne ținem frâu treaba asta. Realmente, aceste produse, nici nu știu, mulți îmi spuneau că au avut o experiență mistică când se... pentru că asta înseamnă holismul, deci le simți ca niște prieteni. Niște prieteni. Când se ating de celula vie, da? Nu au nimic cum și cosmeticile. Trebuie să fie absolut asta comestibil. Asta trebuie să facem. Dacă o să facem împreună, ar trebui să facem o linie de cosmetice. Și dacă bat până acolo... Nu știu dacă... Aici cred că ne-am intersectat într-o manieră... Atenție! Că tu gelul este și... Adică, nu are numai curățirea minunată a gurii,
cu metoda, da, pe care o descriu, cu periajul palatului, obrajilor, da, sublimbă. La sfârșit, eu, sigur, clătesc, pentru că țin foarte mult la a doua etapă a periajului, fără nimic, periuța curată și gura curată, ca limba, marele verificator, organul de cel mai sensibil. Cum pe care l-a verificator? Verificatorul, da? El trebuie să verifice periajul. Uh-huh. El trebuie să verifice periajul. Și nu poate când avem gura plină de spume, cum zicea data trecută, evident că nu are niciun fel de spumă, nu are niciun îndulcitor, nu, da? aronia, doar aronia care îi dă un pic de dulceață. Așa. și cinnamon, scorțișoara, care îi dă dulceață naturală, nu are mm-hmm. niciun pic de dulce, mm-hmm. chiar dacă e dulceagă, mm-hmm. dulce sărată, da? Mm-hmm. Un pic de sărată, mm-hmm. că are sarea nigăre în ea. Adina, eu sunt, mie îmi place, cum ziceam, practice what you preach. Ai zis că se poate folosi și în altă parte? Da, scuze-mă, că tot sare, dai seama, am atâtea lucruri în cap. Da, după ce ne-am periat, întotdeauna termin cu două pufuri, da? Și rămân cu acea doză în gură, pe care o plimb prin gură, cu care îmi masez și îmi ung buzele, cu care eventual îmi fac masajul, da? Caliant perfect. Probabil că dacă am scoate aronia și scorțișoara, rămâne foarte bună de dat și pe... Adică să nu fie dar dulce. Dar, poți mea, să este! Dulce. Este deja. Poți să o folosești în toate... Nu-ți spun o colegă de la mine, de la clinică, la ce folosește apa de gură. Un alt tip de... Da, exact. Duș ginecologic, exact. Ceva. Exact. Interesant. Nu știam cum să o pun. Da. Și este fascinată. Da? Știi, n-ar îndrăzi nimeni să facă treaba asta decât dacă scrie pe cutie acolo că este bună și pentru asta și dacă vei face... Nu știu dacă o să-mi permit. În sfârșit. Dar da, corect, dau, nu cred că dau, ne lasă. Las niște hinturi legate de acest efect holistic. Da? Uh-huh, uh-huh. Și până la urmă, cum ziceam, că nu putem fi decât exemple vii. Da, da, nu numai că practic ceea ce predic, dar sunt însăși garanția că aceste metode, da, dacă am ajuns la 50 de ani, mai am câteva luni, iată, să schimb macazul, dacă am ajuns la... Sărut mâna mult și ție la fel și la toată lumea. Dacă am ajuns la această vârstă, fără să știu ce e o carie profundă, retracții gingivale cu taicumul parodontopat, da, adică de fapt originea genetica, ar fi trebuit să mă ajungă și pe mine. Nici vorbă, știm că epigenetica este infinit mai importantă. Da. Deci sunt exemplul viu. Sunt medicul care deschide gura în fața pacientului. Am pus și poze, da? Da? Uh-huh. Nu poți altfel cu adevărat să tratezi, nu poți altfel să ajungi la oameni decât dacă ești tu acel exemplu. Și încă nu practic tot ceea ce știu, Adina. Mi-am promis de la 50 de ani să fiu mult mai cu minte și să practic din ce în ce mai mult tot ceea ce știu. Să sperăm că ne întâlnim peste câteva timp să arăt cu încă vreo 10 ani mai tânăr. Mai tânăr. De ce nu? E posibil. Așa cum e posibil să avem dinți până la sfârșitul vieții. Eu simplu garantez treaba asta. Dinți sănătoși în gură intacți până la sfârșitul vieții până noastre. Până la sfârșitul vieții noastre. Ziceam 180 senior, de ani de trecut. Senior, da. Și cum ziceam, cu siguranță până la 120 vor da... de ani, că atâta ne este... Îți dai seama, o dentiție, cu siguranță ne vor da niște ani buni în plus. Corect. Buni în plus. Da? S-a făcut un studiu, uite, bine că mi-am adus aminte de chestia asta, că ți-am zis, zboară gândurile la mine ca altceva. Mi-am adus aminte de un studiu absolut fascinant făcut de un neurofiziolog despre efectul dentiției echilibrate și restaurate, să zic așa, da? Uh-huh. Pentru că s-a făcut și pe implanturi, s-a făcut pe mai multe tipuri de pe echilibrodonție, pe, da? Mușcătura echilibrată sau restaurată echilibrată. Da, da. Și s-a demonstrat că masticația corectă și puternică, uităm, dinții sunt organele cu care apucăm viața. Viața nu se pierde printre degete, ci printre dinți. Masticația echilibrată stimulează locus centrum, un loc din cortexul arhaic, da? Da. Vital, de la baza ființei noastre, răspunzător de secreția de non-adrenalină.
Noradrenalina este benzina vieții. Corect. Este benzina vieții. Adrenalina, vieții. Da. Da? Este benzina vieții. Un om care nu are, sau a cărui funcție este lezată, nu are cum să are prindă carburant. Viața, nu are carburant, nu are echilibru, nu are forță, nu are drive în viață, nu are cu ce, nu are benzină. Uh-huh. Și mi-aduc aminte de taicu, da? Că am plinut să dragul de el acum câteva zile, 91 de ani. Mulți înainte. Frumos. Da, i-am scos iară 2 trendințe acum, maică mea o bârie, că în fine. Ok, și vreau să-i pun implanturi din nou. Da? I-am pus anul trecut, da? Acum altele. Nu este niciun fel de problemă. Se vindecă, culmea, s-a vindecat mai repede decât tine. Cu tineri am probleme, știi? Cu tineri de 20-30 de ani, o imunitate prăbușită, trag de ei ca de altceva. Pe fond de stres? Da. Vechea gardă. Cortizolul ridicat, da, cortizolul, tot timpul. Deci trag de ei, parcă mă simt câteodată că îi trag așa din infern. Am obosit, Adina, din punct. Crede-mă, deci asta vreau să mă multiplic prin aceste demersuri pe care tehnologia ni le oferă. Vreau să dedic cât de mult timp prevenției pentru a nu mai repara, nu mai ajunge să reparăm situația. Exact. Și să creăm niște generații noi care să nu mai sufere inutil atât de mult. Bun. Gama de produse se adresează prevenției, da? Da. Acest device care ne ajută să învățăm, să reînvățăm, să respirăm și să beneficiem de toate, cum să spun, de tot plusul acesta pe care îl are o respirație corectă. Potențiază viața, efectiv. Adevărul este că noi știm foarte bine că plămânii, în mod normal, în poziție de, să zicem, de stat, fără activitate fizică intensă, funcționează undeva la 60-65% dintre celulele, restul sunt pentru situațiile în care avem mai mult efort fizic. Este posibil să găsim și alte maniere prin care să prevenim, avem și alte variante prin care să prevenim toată patologia asta orală? Avem tot ce ne trebuie. Deci tot ce există patologie orală, eu îl previn. Altfel n-aș putea să aduc. Și nu, atenție, general nu mai, vorbind. Și nu mai vorbim de dinți și de mucoase, da? Am vorbit data trecută de rolul periajului mucoaselor cu aceste perii, da? Nu uităm, da. Leziune precanceroase, lucruri, exfolierea țesuturilor moarte, celulelor moarte zilnică este fundamentală, iată, pentru aceste lucruri, da? Deci nu ne spălăm pe dinți, atât trebuie să spălăm toată cavitatea orală. Toată cavitatea orală. Palat, obraj, limbă, sublimbă, buze. De ce am evitat ceva? Cum scoatem resturile de carne dintre dinți? În cel mai simplu lucru posibil, da? Fără ață? Fără ață, am spus că o contraindic, pentru că și maestrii ațelui, cei cu centura neagră la ață, că am mulți care pretind lucrul ăsta, întotdeauna, invariabil, constituie o traumă asupra gingiei. Dacă nu este cu sânge, oricum, nu e bine. Deci, răspunsul e simplu. Dacă nu am reușit cu aceste minuni de periuță, dacă nu am reușit cu dușul bucal pe care îl recomand cu drag, eventual se poate pune și apă de gură în dușul bucal ca să intre în spațiile unde aceste periuțe nu intră și nu au voie să intre. Apă. Cu apă. 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 Da? De, în spațiul periodontal, da, care e foarte delicat și nu trebuie agresat de nicio periuță. Aceste periuțe fine intră exact un pic la limită. Sunt singurele datorită fineții lor. Însă, dincolo de acel nivel, vine dușul bucal, care face două lucruri fundamentale. O dată spală și iată, dacă punem și apa de gură în duș, are un efect și mai puternic, da? Da. Și în al doilea rând, extraordinar important, fac masajul de flagelare. Prin pulsația lor, fac un al treilea tip de masaj, că am zis că am patru tipuri de masaj, al treilea tip de masaj este cel făcut de dușul bucal. E masajul de flagelare. Corect. Deci dacă nici dușul bucal, nu toate rezolvă. În imensa majoritate din cazuri, crede-mă că cam rău. Ce ne rămâne? Nu. Știți, ață. După nu... o perioadă noi mai avem niște fiecare între noi. N-am luat-o de la început cu prevenția cum trebuie și avem niște lucruri, niște spații. Zone mai depăs. Spații. Acolo unde s-a pierdut toți, pentru că gingia urmează osul.
Dacă înțeles. Osul s-a pierdut. Având aceste spații, având aceste acolo spații, rămâne... rămâne acolo, bineînțeles, soluția ultimă, dacă ultima. Toate astea nu au funcționat, cum spuneam, nu ață, nu acele periuțe interdentare care din punctul de vedere și ele sunt foarte agresive și omul are tendință să facă așa. Are așa ca un fel de chestie. E ca o umbrelă. Deci gândirea nu e rea. Numai că sunt agresive. Da. Și atunci sunt ultima variantă... Ca Marshall Rosenberg, care mi-e foarte drag. Nu știu dacă... comunicarea non-violentă. Eu am făcut această formare înainte să nască copila mea, cea mare, da? Fica mea cea mare. M-am dus, am simțit nevoia să învăț acest limbaj al păcii, pe care încă îl învăț și încă sunt învățăcel până la ultima mea respirație. Dar vă spun și îl promovez foarte mult acest limbaj al păcii, limbajul girafei, în contrapartidă cu limbajul șacalului, pe care îl știm cu toții, și pe care trebuie, este limba care ne va salva efectiv pe lumea asta de extinție. Limbajul păcii, comunicarea non-violentă. La fel foarte și toate frumos. Terapiile mele. Da. Non-violente. Daniel, blândețea, cuvântul de bază. Daniel, care e ultima redută, care e ultima variantă pe care o folosim dacă totuși a mai rămas ceva printre dinți? Se numește Power Floss. Este un fel de scobitoare electrică, dacă vrei. Are un vârf extrem de fin, total atraumatic, care intră absolut peste tot, între orice fel de dinți, înghesuiți unii peste alții, ce-o fi. Și nu numai că intră și poate face mecanic ce are de făcut, dar are și un motoraj din ăsta de jucării de copii, da? Și care îi dă o mișcare circulară. Deci nu mai curăță și antrenează eventual resturile, dar și masa. E al patrulea tip de masaj. Ea este, acest Power Floss este al patrulea tip de masaj. Deci pe lângă, perfect curăță, dar și masează papila. Power Floss. Ăsta nu l-am întâlnit nicăieri. Nu știu, căutăm acum imediat. Ne uităm să vedem. Știi că am o veste ciudată? Ciudată? Da. De curând, pacienții mei nu mai găsesc. Îmi spun, credem, am rămas cu gura crescată. Nu știu ce se întâmplă. O să mă interesez. Se pare că începe să nu mai fie făcut. Eu sper că se vor trezi alții, da? Pentru că o firmă, inventatorii dușului care l-au făcut, da? O să fac un rost pentru tine, că am înțeles că ți-e foarte drag. Îți promit dar, treaba asta. Nu neapărat că mi-e foarte drag, foarte trist, dar nu însă. Știam despre ce e vorba, pentru că eu în continuare folosesc ață de gură, ață de din când în când, știi tentară. Ce îți propun? Am găsit în Italia și trebuie să găsească la un moment și la noi o chestie simpatică. Un elastic din fibre de bambus, da? Care măcar, dacă se întinde, devine foarte subțire și măcar ăla e mai blânduț. Când intră... Sau ceva făcut din fibrele astea foarte fine. Poate-ți imaginezi tu un produs, cine ideea știe, să nu fie poate traumatic. Descoperi. Ideea să nu fie traumatic. Acest Power Floss era absolut ideal. Absolut ideal. Pentru că, vezi, și cu periuța, da? Toți înțeleg, domnule, cum o periuță de plastic. Pe lângă faptul că e plastic reciclabil și așa mai departe, este bio. Și nu toate alea, că am avut și eu la mapă site, o poză la articolul cu periajul, o poză cu periuță de bambus. Sau de lemn, cu lemn de bambus. Dar nu aia... Dar n-au nicio legătură cu bio ăla. Da. Sigur că sunt un obiect decorativ foarte frumos, dar mânerul nu este ergonomic, nu are nicio legătură cu ergonomia, iar fibrele, mai ales că ziceam de fibrele naturale, nu sunt ok, pentru că sunt neregulate, se încarcă bacterian foarte ușor, zgârie, nu poți să le finisezi, da? Ăsta este un plastic biologic, inert, nu se încarcă, ergonomic, controlabil, da? A unghiurile 45 de grade, uitați, prelungirea mâinii, controlăm ce facem, nu ca aia electrică care zbâzeie prin gură și nu știi ce ai făcut și zice că ți-ai făcut o periaj. Încă o întrebare, ce părere ai de ideea că pentru cei care mai avem spații interdentare pe care le-am făcut noi din greșeală, da?
Unde greșeală? Ce-ar fi să nu le mai curățăm o perioadă? Eu știu că există organismul, este super deștept și în timp, dacă noi nu mai insistăm prin a curăța, se va închide. Adina, eu ce Dumnezeu lui spun? Deci, alea sunt cicatricile vieții, dar culmea că pot fi restaurate și acelea prin exact ce am spus înainte. Prin banalul acesta masaj, prin cele patru tipuri de masaj, stimulezi troficitatea țisurală. Apare acel fenomen se numește crawling mucosa. Mucoază care se agață, ca iedera. Dacă are o suprafață curată, da, netedă, și este stimulată, se regenerează. Crește. Neocapilaritate, neogenerare de țesuturi. De azi pun în aplicare acest lucru, arunc tot ce înseamnă ață dentară din baia mea și vin cu feedback peste o lună. Un minut, ce s-a întâmplat. Un minut de masaj pe lângă celălalt. Vezi că îți iau taxă pe deget. Da. Ok. Daniel, am ajuns la finalul emisiunii. Această înregistrare a fost mai lungă decât celelalte, dar nu contează. Cred că am mai făcut asta vreo oră, numai că mai avem și alte lucruri de făcut astăzi. Îți mulțumesc din suflet pentru acest nou material. Sunt convinsă că vei avea treabă. Mi-aduc aminte după primul că ai fost un pic disperat și acum ce fac, uite câte mesaje am, trebuie să răspund. Așa o să fie și acum, poate și mai mult. Și vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți și că aveți încredere în ceea ce spunem noi aici. Și nu uitați, sănătatea ta, prioritatea mea, numai bine. Poți să mai zic ceva ca să te sabotez? Sigur. Eu spun întotdeauna, adevărul este irezistibil. Și pe asta mă bazez în toate aceste transmisii ale mele. Da? Adevărul te pătrunde și îl recunoști undeva. Pentru că deja în tine. Iar a fi este realmente o mare responsabilitate. A fi înseamnă a alege. Viața e făcută din alegeri. Din a alege corect, poate. Și sper că astăzi am reușit să facem un pic de lumină în conștiințele oamenilor, pentru că, iată, sănătatea, ca și fericirea, ca și bunăstarea, sunt alegeri. Numai de noi, da. Și sunt alegeri. Numai de noi, da, corect, așa este. Așa să vă ajute Dumnezeu. Numai bine. Pe curând.